Pentru moment, Slatina nu are buget. Ședința în care urma să fie aprobat bugetul orașului a fost declarată nestatutară după ce aleșii locali ai PSD nu s-au prezentat. Cei drept liberari erau pregătiți să ceară amânarea votului pe motiv că nu au avut timp să citească proiectul. Potrivit acestora, municipalitatea slătinană are un plan continuarea unor investiții, dar și demararea unora noi. Anul acesta va fi modernizată infrastructura rutieră și sunt vizate străzile Oitu și Pitești, dar și bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu. Vor fi alocați bani și pentru anveloparea blocurilor. Mai exact, primăria alocă pentru astfel de lucrări peste 6,5 milioane de lei, bani ce vor ajunge pentru reabilitarea termică a 40 de blocuri. 2 milioane de lei au fost alocați pentru extinderea sistemului de supraveghere video în oraș, iar ceva mai mulți bani sunt alocați pentru proiectul ce vizează construirea sălii de sport de la școala Vlaicu Vodă. Pe lista proiectelor pentru 2018, autoritățile au mai prevăzut fonduri și pentru cofinanțarea lucrărilor la sala polivalentă, investiție derulată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Cam așa ar arăta în mare bugetul Slatinei, dar și planurile autorităților. Până nu vom avea un buget votat și parafat, avem doar planuri.